Otilo Ghergheli, tânărul care cultiva cannabis în curtea casei din Coșeiu, în care locuia cu părinții, se află în arest pentru 29 de zile. Acesta a fost identificat de procurorii DIICOT prima dată săptămâna trecută în timpul unui flagrant organizat de DIICOT. Otilo își procura hașișul din Spania și America de Sud, țări în care a încălcat legea de mai multe ori și în alte privințe. Miercuri, echipele de intervenție ale DIICOT, Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate, SPI Sălaj și trupele de intervenție ale Inspectoratului de Poliție al județului Sălaj au percheziționat casa din comuna Coșeiu, unde locuia tânărul. Potrivit procurorului Liviu Bubuiug, la percheziționare, echipele de intervenție au găsit 46 de ghivece cu plante de cannabis în ele. Deoarece bărbatul știa că este căutat, pentru că s-a scurs pe undeva această informație, traficantul a reușit să distrugă o parte din cultură. Ghivecele erau în grădina casei, sub un mic solar improvizat. Părinții bărbatului știau că plantele din ghiveci sunt flori. Din declarațiile procurorului mai reiese că hașișul pe care îl vindea nu este din producția proprie, iar cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a sursei de unde provin substanțele continuă.